Bună ziua! Mă bucur foarte mult să ne reîntâlnim aici, la emisiunea Oameni care ne inspiră, la Canal 33. Sunt gazda dumneavoastră, Sandra Ecobescu, și ne întâlnim la Fundația Calea Victoriei cu oameni care ne aduc povești, ne aduc inspirația lor și, de ce nu, informații care ne pot ajuta în viața cotidiană. Astăzi, invitatul meu este un om foarte drag mie, pe care l-am cunoscut de curând, dar a fost așa, să spunem, o prietenie la prima vedere. Filologul Alexandru Filipide. Bine ai venit, Alexandru! Vă mulțumesc mult și bine v-am regăsit! Cum am spus, ne tutuim, te rog frumos, ca să fie atmosfera cât mai relaxată. Pentru cei care nu-l cunoașteți încă pe Alexandru Filipide, aș spune așa, că este absolvent al Facultății de Filozofie și al Facultății de Filologie Universitatea București, a studiat română-franceză. Ulterior a fost atras și de alte domenii și a urmat o specializare în managementul resurselor umane și cel financiar. Este interesant că el are un nume care poate vă sune cunoscut, pentru că este nepotul poetului Alexandru Filipide, strănepotul profesorului universitar Alexandru I. Filipide, care a introdus lingvistica la Universitatea Ieșeană și era coleg cu Eminescu la Biblioteca Universitară din Iași. De asemenea, un strămoș al său a fost vestitul cărturar, călugăr și dascăr la Academia Domnească Ieșeană, Daniel Dimitrie Filipide, care, prin lucrarea savantă Istoria și Geografia României, publicată la Leipzig, a adus prima dată în context european numele România. Așadar, în prima parte a dialogului nostru, aș vrea să te provoc și să povestești cu relaxare și cu siguranță cu emoție despre ce înseamnă să ai strămoși care au lăsat o dâră de lumină în urma lor, care au creat lucruri. Iată, cineva care a pus, să spune, pe harta europeană și conștiința colectivă numele nostru, România, și cineva care a fost coleg cu Eminescu și altcineva care știu că a fost prieten foarte bun cu George Călinescu, îmi povesteai tu. Da, da. Așa cum ai spus, în această dâră de lumină, am spus-o mereu, a fost o chestiune de alegere personală, de a trăi în umbra lor sau în lumina lor. Am ales clar să trăiesc în lumina lor, și pentru că Dumnezeu a rânduit să mă nasc în mijlocul acestei familii, pot să spun că am profitat la maximum de cadrul oferit de această oportunitate divină. M-am născut la mijlocul deceniului al șaptelea, al mileniului trecut, ca să zic așa, și am avut o copilărie minunată, deoarece Academia Română avea pe vremea aceea un loc de poveste lângă localitatea Balotești, satul Căciulați, unde este în continuare un conac, nu? Da, din păcate într-o stare destul de avansată de degradare, reședința de vară a principelui Ghica, și care, așa cum spuneam, era reședința de odihnă a Academiei, unde am petrecut primii ani din viață alături de bunicul meu. Care era deci academician. Care era academician, poetul Alexandru Filipide, președintele secției literare a Academiei Române, laureat al premiului Herder pentru literatură în 1967 cu volumul Monolog în Babilon, și care prefera foarte mult să stea vara acolo, deoarece era o natură foarte sălbatică și minunată, într-un cadru nu exuberant din punct de vedere, știu eu, palatie mult spus. Era o reședință de vară a unui domnitor cu mici amenajări și unde membrii Academiei se întâlneau și își petreceau ore de comunicare și relaxare împreună. Acolo pot să spun că am văzut lumina zilei, deci într-un cadru rural, la țară, și într-un mediu, cum să spun, un pic mai special decât mediul social al anilor 70 din România. Această amprentă, cred că o port în continuare.
Adică, ca să înțelegem noi, cei care nu am copilărit pe acolo sau n-am ajuns, se întâlneau scriitorii, se întâlneau poeții, ei puteau pe de o parte să și creeze, nu știu, să aibă un colțișor unde să retragă să creeze, dincolo de tumultul orașului. Și în rotonda casei, seara se întâlneau și își comunicau diverse lucruri. Adică, nu neapărat... ca și cum ar fi fost un, să spunem, cercuri literare sau locuri unde oamenii se poate inspira reciproc și să comunice idei, gânduri. Da, era o oază așa de inspirație, să zicem. Și tu câți ani aveai când ai ajuns în locul ăsta? Păi de la 0 la 5 ani. Și pe de-o parte te jucai, te bucurai că e natură, nu? Și să zicem o formă de libertate pe care în oraș nu aveai decât în parc. Și pe de altă parte te uitai, nu, cu ochii tăi de copil la oamenii ăștia mari. La oamenii ăștia mari, se mai cânta și la pian seara. Erau și pictori, eram atras de zona asta plastică, îmi dădeau vopseluri, îmi dădeau pensule, pictam. Eram luat așa ca un adult oarecum, tratat ca un adult, chiar dacă eram... Micu Filipidă. Da, 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 da. După aceea, din păcate, în 1979... poetul a trecut la cele veșnice, iar noi, ca să, adică mama și cu tata, ca să putem salva apartamentul, ne-am mutat în apartamentul lui și practic de la o vârstă fragedă am trăit în camera lui, am dormit în patul lui. Povesteai că biblioteca încă este lăsată. Da, camera așa? Este intactă, absolut intactă. Și am trăit printre lucrurile lui, adică în special cărțile, deoarece... camera arăta și arată în continuare ca un depozit de carte cu un birou de scris și o dormeză, asta fiind tot întreg mobilierul. Dar în zona asta și intrând în anii 80, aceasta este zona care m-a format. Aveam cărțile și muzica. Pot să spun că teroarea și cenușiu și duritatea anilor 80 la mine a avut un efect pozitiv, pentru că neavând altceva de ales, m-am îndreptat spre partea clasică a culturii, adică ce aveam la îndemână în casă. Literatură universală, poezie. Da, da. Tot ce înseamnă zona literară și zona muzicală, că sunt un mare iubitor de muzică. Bineînțeles, părinții au avut un rol hotărător, fiind îndrumătorii mei la capitolul acesta. L-ai simțit pe bunicul alături de tine după ce a plecat, să zicem, în lumea nevăzută, dincolo de cărțile lui și de obiectele lui? Ai simțit că veghează sau că îți îndrumă cumva pașii spre zona asta a filologiei? Nu știu dacă spre zona filologiei, deoarece bunicul a fost absolvent de drept. Dar este acel spirit veghetor al familiei, îl simt și nu numai el, și străbunicul și străbunul nostru, Dimitrie Filipide, pe care îl pomeneai. Da, au o amprentă luminoasă nealterată, ca să zic așa, de trecerea timpului. Și cumva de arătare a direcției sau un fel de far, oricât de greu ar fi, oricât ți-ai pierde încrederea sau speranța, nu? Teoretic te întorci cu privirea spre trecut, dar de fapt ei ți arată o direcție spre viitor sau lucrurile care rămân totdeauna, nu? Spunând așa un pic mai dur, de fapt trăim aproape întreaga viață printre morți, pentru că citim cărți ale autorilor care nu mai sunt de mult, ascultăm muzica compozitorilor care au murit de mult, așa că aproape întreaga viață... Locuim în case care au fost construite în case, poate în interbelic sau... Da, folosim mobilier, lucrurile lor, iată. Exact. Și așa mai departe. Deci, chiar dacă sună un pic, să zic așa, frizează macabrul, de fapt este o realitate cu care noi în subconștient ne-am împăcat de mult. Dar care are legătură cu tradiția. Eu totdeauna m-am simțit bine în preajma trecutului. Da. De fapt, tradiția și conservarea patrimoniului, cred că o avem în instinct, într-un fel. Chiar dacă, știu eu, îl încălcăm de multe ori sau unii oameni preferă să se rupă pur și simplu din niște rădăcini pentru a forma alte rădăcini, undeva în adâncul inimii profunde, cum spune frumos Rilke, tradiția și patrimoniul rămân nealterate.
Și cum ți-ai ales până la urmă, să zicem, drumul acesta pe care noi îl vom urma în discuția noastră, pentru că vom povesti puțin și despre literatură și la ce ne ajută literatura și artele și științele umaniste în dezvoltarea noastră personală, în descoperirea lumii și apoi și către zona asta de dezvoltare personală. Adică, până la urmă, urmașul acestor oameni iluștri este aterizat în secolul 21 și vine și cu instrumentele din trecut, dar și cu, să spunem, lucruri adaptate la zilele noastre. Cum ai ajuns până la urmă să-ți alegi, să spunem, zona asta umanistă și a literaturii? Inițial am vrut să mă fac medic, pentru că mama este medic și, rămânând fără bunici din frage de copilărie, mama având gărzi, tata era plecat pe șantierele patriei, mă lua cu ea la spital, că n-avea ce să facă cu mine. Și acolo am asistat la acest miracol al acestei profesii de a fi medic, care nu este o profesie. Și aceasta este o mare vocație. Întotdeauna am spus că există medici și prestatori de servicii medicale. Având o mamă medic, medicul fără de arginți, am fost foarte impresionat de această zonă și această luptă teribilă a unei femei atât de delicate și gingașe cum este mama mea, cu moartea și cu suferința. Și am vrut să mă fac medic. Dar, ca în orice meserie vocațională, trebuie să ai un dat natural, să reziști la anumite lucruri. Eu nu le aveam. Ai moștenit sensibilitatea bunicului? Am mers în zona asta mai poetică, pentru că am fost atras de poezie de mic copil. Și pot să zic că în perioada adolescenței, de fapt, s-a produs o mișcare așa în interiorul meu pentru literatură în special. Adică sunt momente în viață când simți că te așezi pe o anumită linie de pe care nu vrei să cobori niciodată. Și artele în general au reprezentat pentru mine o fascinație, o zonă care m-a relegat cu divinitatea, cuvântul religo, care a dat în română relegare și religie. Da? De fapt, zona aceasta artistică mie mi-a dat și verticala, nu numai orizontala vieții de zi cu zi. Căci, așa cum prefațam și aici la Fundația Calea Victoriei, la cursul de comunicare și fenotipuri, spuneam, îl parafrazam pe Noica, care spunea că a comunica înseamnă a cumineca, adică a te împărtăși. Ei bine, și pentru mine, literatura în mod special a reprezentat această relegare de verticală, relegare de zona divinității. Adică un fel de busolă care te întreb, pentru că vreau să trecem și către cei care ne urmăresc și să ne spui din punctul tău de vedere evident, care crezi că-s beneficiile lecturii și vizitării unor texte clasice, împrietenirii, să spunem, virtuale sau prin cărți cu niște autori care nu mai sunt sau care poate sunt contemporani cu noi. Și interesant, cum ai spus, că a fost practic prin literatură și prin arte și zona asta umanistă te-ai reconectat sau te-ai relegat de divinitate. Pentru cei care ne urmăresc, pe de o parte, evident, este literatura noastră care este studiată în școli, așa cum știm, uneori cu profesori pricepuți, alteori cu plictiseală, cu prestatori de servicii, cum ai zis și despre medici. Avem și profesori prestatori de servicii, alții cu daruri, care vin și împărtășesc. Practic, de ce crezi că cineva, la o vârstă poate care a depășit cele 12 clase, ar avea ceva de câștigat dacă ar citi o carte de Dostoevski sau, nu știu, ar citi Proust sau s-au reîntâlnit cu poeziile lui Eminescu? Sincer să fiu, habar n-am. Pentru că în zona aceasta nu am găsit niciodată și nici nu cred că există o rețetă foarte precisă. Adică faceți așa pentru că veți avea parte de nu știu ce. Cred că în zona artelor este ca și în dragoste. E o chestie intimă. La fiecare se manifestă la fel, chiar dacă rezultatul final este același.
Doar că fiecare poveste de iubire are o identitate a ei. În zona interacțiunii cu artele, și aici eu am să mă refer în special la literatură, fiecare își găsește povestea lui. Povestea lui cu personajele lui, cu autorii lui pe care îi împrumută, pe care uneori îi însușește așa. Un fel de oglindire sau de căutare de sine? O oglindire, o căutare de sine, o poveste de iubire care nu poate fi foarte bine teoretizată. Adică, da, are câteva aspecte, emoția, consumul acestei emoții, nevoia de tensiune a frumosului, a esteticului, care e adevărat, se educă în timp și cu efort. Dar, știm, vine în minte, era întrebat odată Petrețuțea de Gabriel Liceanu, legat de relația aceasta cu divinitatea și cum se întâmplă această relație cu divinitatea. Și Petrețuțea îi spune, dacă omul nu e favorizat de divinitate, nu știe nimic. Dacă e un simplu căutător al adevărului, caută neaflând și știe neștiind. Și Liceanu, pe bună dreptate, îl întreabă, bine, domnule Petrețuțea, dar nu toți suntem favorizați de divinitate să ni se revereze adevărul așa. Atunci Petrețuțea spune, dacă atunci, în cazul celălalt al nostru, al tuturor, marea masă, o facem prin efortul personal și prin cultura sacră. Adică efortul de a parcurge marile opere ne aparține. Ele produc asupra noastră ridicarea din orizontală, adică îți dă axa verticală, dar efortul ne aparține. Problema este cum gestionăm acest efort și cât de mult mai suntem dispuși să-l facem. Eu am spus că am beneficiat de anii 80, când nu existau alte, atracții. Distracții, atracții. Mm-hmm. Îmi dau seama că în prezentul, în contemporaneitatea noastră istorică, oferta este foarte variată și foarte mare. Și îmi dau seama că omul recent patinează înspre zona asta mai facilă. Pentru că omul, într-un fel, este ca apa, caută calea minimei rezistențe. Și atunci e foarte complicat să mai convingi, un tânăr să citească Balzac sau Dostoevski, cum spuneai, reprezintă un efort. Pe de altă parte, mai există producții cinematografice bune, făcute pentru publicul de azi, cu trucuri vizuale care să atragă, care de multe ori ajută un tânăr sau publicul de orice vârstă să meargă apoi către o carte. Eu am reușit metoda asta cu fiica mea, care în prima fază, înainte de a se apuca de clasici și să urce, cum spuneai tu, ca să fie așa o ascensiune sau un drum către adevăr sau propria ei, să spunem, vocație, lucrurile au pornit de la un film contemporan, da, care reprezenta o ecranizare a unui text clasic, chiar simplificată, dar care recrea o atmosferă și un tip de dialog și o problematică pe care nu o regăsea în viața cotidiană și care presupunea o fascinație. Și da, atunci cumva mergeai după luminițele alea și dacă înainte ni se spunea, când eram noi mici, să citești cartea și apoi să vezi filmul, eu acum de multe ori recomand povestea asta părinților care spun, nu citește copilul meu, nu știu ce să mă fac. Da, da. Și eu am practicat-o în perioada în care eram profesor de liceu, tot așa aveam o generație destul de tânără. Nu reușeam să-i conving să citească textul în original și atunci am apelat la, se întâmpla prin anii 90 și tehnica era puțin mai rudimentară, am apelat la teatru radiofonic pentru lucrările pe care le aveau în programa școlară și a avut un succes teribil, mai ales O scrisoare pierdută, Chirițele de Alexandri și alte lucrări. Eu cred că adaptarea la anumite facilități ale vremurilor este benefică. Iar asta ajută întotdeauna și
trimite omul spre contactul cu originalul, adică îi stârnește interesul, îi place și devine curios. Cred că în ziua de astăzi, când tot, absolut tot o avem la îndemână, de fapt nouă ne-a mai scăzut gradul de curiozitate. Nu mai suntem chiar așa de curioși, pentru că informația vine imediat. De la un click, imediat afli absolut orice și nu mai ai dispoziția să parcurgi, știu eu, tomuri întregi, și chiar dacă le-ai parcurge uneori, acestea te vor absorbi în frumusețea și în povestea lor și te vei regăsi în anumite lucruri, vei găsi răspunsuri și îți vei genera, evident, și multe întrebări. Acum aș vrea să mergem către direcția cealaltă care te reprezintă dincolo de zona de literatură, și anume zona de dezvoltare personală, de training, de comunicare. Și aș vrea să te întreb cum ai ajuns sau cum împaci aceste două direcții. Eu văd cum le împaci, dar te întreb pentru cei care ne urmăresc, că lumea poate să zică, ok, a făcut literele, a predat literatură universală la facultate și apoi, poate în paralel sau ulterior, a început să fie trainer. Cum ai ajuns să împaci aceste două direcții? Păi e foarte simplu. În primul rând, sunt un pedagog și cele două direcții nu sunt antagonice. Ele sunt complementare. Nu fac altceva decât să transform zona aceasta de formare, să o transform într-o zonă a complementarității mai multor discipline. Învățământul în general, și asta este o tară a sistemului din România, este informațional. Partea aceasta de dezvoltare, de formare, este, așa cum îi spune și numele, formațională. E, în acest univers al formării, și literatura, și muzica, și teoriile specifice își răspund, așa ca în sonetul Corespondanța lui Baudelaire, își corespund. Așa că nu este o problemă de a schimba o anumită direcție. Absolut totul este, orice teorie care, să spunem, ar fi un pic mai uscată, pentru că privește anumite aspecte psihologice, anumite feluri de a gândi și cum reacționăm la ele, cum comunicăm cu ele. Deci toate aceste teorii fiind garnisite de acest nectar care este cultura, ajută să ajungă mai ușor la publicul auditor. Practic, formatorul este ca un maieut modern, ajută să vină pe lume ideea celorlalți care îl ascultă. E ca o moașă. Moașa nu aduce pe lume copilul ei, ci ajută să vină pe lume un copil. Atâta este meritul ei și atâta este și meritul formatorului. Ajută ca omului să-i vină ideea cea bună, să-și găsească niște soluții care de foarte multe ori sunt și pragmatice, pentru că lucrăm în instituții, în companii, avem fie oameni în subordine, suntem subordonați și atunci trebuie să învățăm aceste mecanisme pentru a comunica cât mai bine cu oamenii, pentru că întreaga viața noastră, de fapt, este un mare proces de comunicare. Trebuie să spunem pentru cei care ne urmăresc aici că tu mi-ai povestit și te-am și văzut la lucru, la cursurile tale de la Fundația Calea Victoriei și în alte manifestări. Tu îmbini literatura și cu arta actorului, cochetezi cu această zonă și ai și avut multe evenimente și o să mai ai cu noi și cu alte instituții. Așadar, literatura, să spunem, tehnici din actorie și zona de dezvoltare personală, toate acestea, de fapt, ducând către comunicare. Așadar, cum ne putem transmite ideile mai bine, cum putem să ajungem la interlocutor și să îl facem și pe acesta sau pe aceasta să se poată exprima la rândul său. Un curs foarte interesant pe care tu l-ai la fundație și care se rea cu succes este cel în care povestești despre, să spunem, o eficientizare a comunicării și despre așa numitele fenotipuri, adică un fel de tipologii. Povestește-ne puțin, pentru că oamenilor le place foarte mult să fie, să spunem,
să se joace cu încadrările în niște tipologii, asta ne însemnând că acele tipologii ne definesc definitiv, dar sunt un fel de radiografii pe moment ale unei persoane care povestesc despre abilități, despre slăbiciuni, de ce nu, despre lucruri care pot fi îmbunătățite sau care pot fi puse în valoare. Ce sunt aceste fenotipuri și, pe scurt, cum se numesc ele? Sau... Așa cum știu bine, că sunt patru. Da, 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 așa cum bine ai spus, sunt niște tipologii umane. Ele au apărut așa în literatura de specialitate ca urmare a unor studii foarte ample și foarte serioase a unui institut american legate de felul în care funcționează emisferele creierului și cum influențează această funcționare comportamentul nostru. Având comportamente diferite, avem stiluri de comunicare diferite. Dar să nu uităm totuși că plecăm de la baza solidă pe care ne-au așezat-o Ferdinand de Saussure și Roman Jakobson cu celebra lui schemă, adică nu ieșim niciodată din paradigma emițător-receptor, cod, canal, mesaj, referent și reacția de feedback. Și practic noi învățăm cum să ne adaptăm pe noi, cunoscându-ne mai întâi pe noi, cunoscând felul nostru de a comunica, felului celuilalt de a comunica. Deci revin iarăși, a comunica înseamnă a cumineca, te împărtăși cu celălalt. Adică, mai simplu spus, dacă eu aparțin unui anumit fenotip și o să le punctez așa cât de cât, iar interlocutorul meu aparține altui fenotip, încerc să-i codific mesajul, adică să vorbesc pe limba lui, eu reușind prin niște noțiuni pe care le absorb la curs, le înțeleg și pe urmă le pot aplica, reușind să identific fenotipul lui. Fenotipurile comportamentale sunt în general patru categorii mari. Ați văzut că există oameni care sunt mai înclinați spre date precise, spre cifre, care nu sunt chiar așa de vorbăreți, nu sunt chiar așa de comunicativi, cărora le place analiza îndelungă înainte de a lua o decizie. Aceștia sunt analitici. Opusul meu, cum ar veni. Da, probabil. Aceștia sunt analitici. Îi întâlnim foarte des la tot pasul. Au meserii în general mai fixe, mai precise, mai științifice. Științe exacte. De științe exacte. Da. Statistică, matematică, statistică, chimie. Matematică. Opusul analiticului, că tot zicea, este emoțional-empaticul. Emoțional-empaticul, care... La care merge la o petrecere și vorbește cu toată lumea și face să râdă? Sau? Nu, nu, nu. Emoțional-empaticul poate fi mai timid. Okay. Poate fi mai retras. E un pic mai sensibil. Preferă în situațiile de comunicare pe care le generează sau în care este inclus mai cu voia lui sau fără voia lui, generează discuții care se duc spre relațiile interumane, spre familie, spre relațiile cu animăluțele de casă. Deci emoțional empaticul recunoaștem întotdeauna după felul acesta mai sensibil, mai domestic, mai de familie, mai relaționar și un pic mai retras. Ăsta e opusul analiticului. Acum, mai avem un fenotip, încă o tipologie, care este acel om foarte procedural, care funcționează, cum se spune acum în limbaj modern, by the book, nu este niciodată din litera unor regulamente, oricât de tâmpite ar fi ele. Oamenii care pot lucra în instituții, care sunt foarte indicați pentru a fi funcționari în instituții, sunt acei oameni care, imaginându-ne așa o metaforă, stând pe scaunul lor de la birou, au centura de siguranță a mașinii conectată la scaunul de la birou. Oamenii care caută și prevăd situațiile, știu eu, de criză, delicate, sunt oamenii extrem, acei oameni extrem de ordonați. Ai întâlnit în viața ta oameni care au totul aranjat așa,
totul și pe masă și pixul e pus într-o anumită poziție. Încearcă să prevină laptopul. Orice apocalipsă, nu? Da, prevină orice apocalipsă. Nu pot ieși, evident, în litera legii, nu mai zic, dar din tot ce înseamnă regulamente, sunt foarte planificați. Au pe pereți întotdeauna marea chestii cu planning-uri, pe zile, pe ore, pe absolut. Ei știu ce o să facă la anul viitor, în ziua de astăzi. Okay. Ăștia sunt acești procedurali, acești oameni care lucrează secvențial, niciodată amestecat. Adică pe computerul lor nu deschid mai multe fișiere în bară care așteaptă anumite rezolvări. Încheie deschide ceva și unul, îl studiază, generează soluții, îl închide, îl închide, trece la al doilea. Ăștia sunt secvențiali. Acum, lor și ei au un opozit, ca să zic așa, un fenotip opus care este al holisticului, al the big picture view, cel care vede problema macro, nu micro, cum vede proceduralul, care vede fiecare punct cu punct. Ăsta holisticul le vede pe toate la un loc, ăsta deschide toate fișierele în computer, da, și trece de la unul la altul, e multitasking. Și ușor haotic, nu? Ușor haotic din perspectiva culorii lui adverse, din perspectiva fenotipului cu care este antagonic. Adică ăștia doi foarte greu pot lucra împreună sau greu, s-ar putea greu căsătorii? Pentru că sau... au nu vi s-a întâmplat niciodată să aveți antipatie așa și nu știți de ce? Dom'le, nu-mi place tipul ăla, știi? Uh-huh. E, pentru că are un comportament antagonic față de mine. Și nu înțelegi gândirea, de fapt. Și nu înțelegi gândirea, nu înțelegi, dom'le, eu nu chiar asta este o frază pe care o spun tot timpul la curs încercând să imit. Dom'le, eu nu pot să înțeleg cum trăiește omul ăla așa. Da. Deci ăsta secvențialul planificatul, văzând un birou unui holistic, unui individ înclinat și ușor spre risc și spre artele teatrale și spre așa mai departe, unde e un dezastru în birou, hârtii aruncate, agende deschise, totul este o brambură, ăsta săracul planificatul când intră acolo se blochează. Adică, dom'le, eu nu pot să înțeleg cum trăiește omul ăla, colegul al meu, eu nu pot să înțeleg cum trăiește, cum își face el treaba. Doamne ferește! Asta va fi reacția verdelui, al planificatului, da? Pe când holisticul, când vine la ăsta, spune, doamne, colegul meu e un dobitor, nu, dar ăsta până nu îi explici și așa moartea căprioarei cuvânt cu cuvânt, el nu poate să vadă întreaga poezie, că de fapt asta este. Unul vede întregul, da, privirea holistică, unul vede secvențial, bucățică cu bucățică. Cursul nostru asta face. Să învățăm să identificăm fenotipul fiecărui om și să adaptăm mesajul nostru în funcție de felul în care el percepe lumea, realitatea și mai ales că vorbim de comunicare, în felul în care el își decodifică mesajul. Deci este o întreagă discuție, revenind la schema lui Jacobson, de cod, da? Cum decodificăm? Căci arta comunicării, de fapt, se poate rezuma la rezultatul ei. Că degeaba vorbești 10 ani și folosești cuvinte nemaipomenite, dacă rezultatul tinde ca o funcție spre zero, atunci și comunicarea ta, situația ta de comunicare e nulă. Corect, și depinde și de context. Că, de exemplu, poți să aduci un pianist foarte mare, dar să-l duci în fața unui public care gustă muzica rock și să fie un fiasco total. Și atunci trebuie da, să și vezi. Nu, s-a mai nu știu, întâmplat. Depinde, nu. Da. Mă gândesc la fenotipuri, că fenotipurile pot fi colegi de serviciu, pot fi șef angajat, pot fi frați, pot fi da. Părinți copil, pot fi oameni în cuplu. Tu tocmai ai avut o serie acestui curs. Care au fost lucrurile de care erau oamenii cele mai interesați? În primul rând... Faci un test în care oamenii își pot identifica, e important să spunem pentru cei care ne urmăresc, că practic putem avea un fenotip predominant, nu suntem 100% secvențial. Nu, avem ne putem recunoaște în toate și poate fi și se schimbe și în decursul vieții, poate... Da, în funcție de anumite activități. Că totuși cu vârsta devenim mai înțelepți, ce obțin asta încercăm. Da, nu ține de înțelepciune. Poate un pic înțelepciune. Mai organizați, încerc eu. Da, fenotipul comportamental nu ține nici de înțelepciune, nici de
coeficientul de inteligență rațională, dar la nici 20 emoțională, de ani, nici motrică. Vrei să riști mai multe lucruri. Ești dispus să riști mai multe lucruri unii decât da, la... Unii da, unii nu. Okay. Unii da, unii nu. Okay. Unii, nu știu, sunt mai inclinați spre lucrurile mai safe ale vieții. Okay. De mici copii. Alții sunt amatori de adrenalină, vor da, cu parapanta, la 70 vor de ani. Motoretă de viteză, vor corect. Alte chestii. Au da. Nevoie de treaba asta. Deci oamenii de ce sunt cel mai interesați când le povestești de fenomen? De noscete ipsum, de a se cunoaște pe ei înșiși, că de fapt cu asta începem. Mm-hmm. Înainte de a învăța să comunicăm corect, bine și cu rezultat cu partenerul nostru, trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine mm-hmm. mai întâi. Asta e prima chestie de care sunt interesați oamenii, să vadă ei pe unde mă, da, eu unde da, mă da, situez da, în chestia da. Asta. Unii rămân foarte uimiți. Unii știu dinainte, în timpul cursului, zic, a, eu știu unde sunt, a, păi eu sunt un roșu sau eu sunt un albastru, pentru că eu până când îmi cumpăr un cuptor cu microunde, studiez de toate datele tehnice, piața și nu știu ce, 2 săptămâni. Și după aia mă blochez că nu știu ce decizie să iau, în specific al analiticului. Uh-huh. Analiticul strânge atâtea informații încât paralyze by analyze. Și el are nevoie într-o echipă de unul care să-l scoată din bucla asta decizională. Eventual un galben care zice, hai domne, gata, cum, da? Uite, luăm pe ăsta, că e frumos. Da, așa simt eu. Așa simt eu, exact, temperamentul ăsta. Da, și atunci oamenii sunt interesați mai întâi de a se cunoaște pe ei înșiși, după aceea conștientizează faptul că se poate aplica oriunde, în familie. Că se pot înțelege mai bine cu soțul sau soția, mă rog, cu partenerul, că se pot înțelege mai bine cu copiii, că încep să-și adapteze forma mesajelor lor la modul de decodificare al celorlalți. Și asta e o artă și grea. Și cum îi înveți chestia asta? Adică prin exercițiu. Okay. Adică exercițiu. Sunt ca niște roluri sau niște da, situații? Da, eu fac care roluri permanent. Trec, sar dintr-o culoare într-alta, așa ca un actor, adică modific personalitatea brusc. Și... Nu poți da un exemplu acum pentru cei care ne urmăresc? Am de că deja ai intrat în rolul ăsta, ai început să folosești tehnicile de actorie. Dacă ar da. Fi... Ne-ai dat câteva, dar mai spune-ne ceva simpatic așa. De exemplu, sau... un roșu da. În interviul acesta. Roșu fiind care fenotip? Cum se numește? Emoțional empaticul. Așa, ăla sensibil și... Ăla mai sensibil, mai retras da. Asta cu toți avem în toate culorile. Da. Una este puțin predominant. Și unul care are o predominanță în roșu ar fi la acest interviu mai retras, ar vorbi foarte puțin despre el și ar fi oarecum angoasat de treaba asta. Ar vorbi mult despre familie, cum e cazul meu aici. Eu am început exact ca un roșu, despre bunicul, despre mama, despre tata, cum au venit comuniștii, cum ne-am mutat în casa bunicului, cum la Căciulaz, la nu știu ce. Aș fi în domeniul meu, ca roșu, uh-huh. dar după aia când încep să mă întreb chestiuni, știu eu, în care eu n-aș fi în confort, aș căuta să fug din discuția ta. Uh-huh. Un fenotip îl identifici, ai nevoie de o perioadă mai lungă de timp, cele 45 de minute ale noastre sunt destul de puține. Dar roșu l-ai identificat pentru că ar fi mult mai retras, nu te-ar privi insistent în ochi, și ar fi un stă pic în coconul mai lui, așa, în nu? Coconul lui, ar fi în, deci repet, în starea lui de lejeritate legată de familie, de relații, de alții apropiați și mai închistat în ceea ce îl privește pe el sau okay. chestiile mai lui decizionale. Mai greu vorbește despre sine. Mai greu vorbește despre sine, mai okay. puțin mai introvert. Și cine vorbește despre sine ușor? Galbenul, deci da. Holisticul, da? Okay. pe care l-ați văzut până acum, da. Nu mai e cazul să-l mai imit. Care... Adică actorii. Actorii, da, da, e histrionul, căruia îi place. Da. Îi eu place, simt. Îi place camera să se uită în obiectiv, da, pentru da, că da, știe da. Că privește în ochii voștri în momentul când se uită în obiectiv. De-aia mie mi-e greu să mă uit la tine, că îmi fuge privirea către spectatori. Okay. Ăsta e galbenul. Îi face plăcere să simtă reflectoarele, cum sunt astea două, căldura lor, spectacolul, lumina micul lor. Ăla micu care vrea să zică poezii mătușilor. Da, ăla micu care vrea pe masă, acasă, când așa, să spună el, să facă, să dreagă. E, asta este o crustă așa unei suprafețe foarte, știu eu, neconsistente. El este de fapt galbenic când lucrează în companii, când au firme, când au astea.
ăștia sunt ăștia cu viziunea, da, ei pot să fie lideri? Da. Carismatici? Întotdeauna se erigează. Okay. Ies din anonimat pentru că eul lor interior îi face să iasă în față. Ei o să zică tot timpul, gata, atenția la mine, știi? Să uită, da, peste tot, cum mă uit eu în toate cele trei camere acum. Uh-huh. Atenția la mine. E adevărat că se întâlnesc doi, apar și conflicte. Pentru că pot fi doi, da, care au un leadership mai puternic. Nu toți sunt lideri. Nu toți, nu toți. Okay. Dar, în general, demonul ăsta al histrionismului îi scoate în față. Ce vreau să vă zic? Să vă dau un exemplu. Din câte l-am studiat așa pe Einstein, adică nu că l-am studiat, că e o vorbă prețioasă asta, de câte l-am cunoscut, am zice că Einstein, această minte genială, ar fi fost un analitic. Ei, nu era un analitic, era un galben. Asta nu înseamnă că era un mare lider, că ieșea în față, nu. Avea o viziune foarte largă, holistică, mai ales a lucrurilor. Că vorbea și de Dumnezeu, știință, exact, și Dumnezeu. Exact, viziunea holistică, mare, asta definește de fapt cum galbenul. Cum făceau umaniștii, nu? Sau, da, renascentiștii, să spunem. Il uomo universale, exact, că așa să și defina, omul universal. De-aia galbenii au mai multe meserii, fac mai multe meserii. E un challenge pentru ei. Fie că pot fi profesor de română și să duc pe șantiere de construcție, fie, nu știu, sunt medici și se apucă de muzică. Uh-huh. Știi? Adică ca să poată să acopere nevoia asta, nevoia asta privirii de ansamblu. Ăsta, uh-huh, este galben. Îl identificăm foarte ușor oriunde. El este cel care o să bage în relație cu oricine. Adoră să construiască situații de comunicare. Nu știu, mergeți într-un supermarket, hipermarket, n-are importanță, și vă uitați la o pastă de dinți și vine un galben și zice: nu vă recomand pe aceea. Se bagă pur și simplu în vorbă. Uh-huh. Pentru că îi place să comunice. Îi place să comunice. Păi ăștia le vedem imediat. De, ce am zis, de analitic, cum îl depistăm? Păi îl depistăm, este un om care vă va vorbi lucruri foarte precise, foarte tehnice, și ăsta este un introvert în general, ca și roșu, e puțin mai retras. Doar că unul e pe partea emoțională, unul este pe partea foarte tehnică, foarte precisă lui. Ăstuia trebuie să-i dai date, cifre, chestiuni care se pot măsura, da, chestiuni care sunt specifice, care se încadrează într-o unitate de timp, care sunt realiste. Și doar ale, adică, există pentru ei. Adică restul paradigma sunt smart, da? Da, el, da, funcționează numai așa. Și în realitate. Cum îl scoți din treaba asta, da, să produce o ruptură în comunicare, pentru că un analitic întotdeauna se va retrage când nu-și găsește corespondentul. Vrem să comunicăm corect cu un analitic, îi imităm fenotipul lui comportamental. Am înțeles. Deci asta e cheia, practic, să vedem care e elementul preponderent, da, al celuilalt. La galben nu merge asta cu vorbi... imitarea, okay, fenotipului lui. Păi nu că te ceri cu el dacă limiți. Am înțeles. Că se zici că este minunat, că l-ai înțeles. Un pic, că... da. Dom'le, ce viziune ai, Doamne, extraordinar. M-ai inspirat cu chestia, okay, asta, știi? Și atunci e o breșă și e s-ar o putea breșă să transmiți mesajul. Și atunci se produce o situație de comunicare mult mai bună. Altfel, dacă unui galben începi să-i explici chestii de, știu eu, da, teorema lui Pitagora și lucruri mai complicate sau detalii super tehnice, îl pierzi, îi pierzi atenția și în 15 secunde va decide să nu te asculte. Cum spunea soțul meu, de ce schimbi vorba, de ce nu mă asculti? Da, a schimbat referentul, știi? Da. Da. Nu se vorbește așa. Da. Da, și verdele, ultimul, secvențialul, ăsta planificatul, pe ăsta îl recunoaștem ușor, este ultra ordonat, ăsta nu iese din litera legii, nu iese din regulamente, nu iese din cutume. E ăla pe care vrei să-l ciufulești. Vrei să-l ciufulești, dacă vrei să-l nebunești, eu mai fac chestia asta la curs ca să văd care e verde pe acolo, îmi scop gulerul de la așa, accidental. Și vă pe unii care se uită efectiv numai în gulerul meu, încercând pentru cu privirea că ei să... simt nevoia, da, să revină facă ordine. În ordine, să facă, da, ordine, da, să aranjeze, da, tot. Da, da. Ăștia sunt foarte interesant. Mai multe putem afla la cursul tău. Sigur că da. De-abia aștept să ne trimiți și celelalte cursuri, da, din zona și de literatură și de dezvoltare, da, personală. Îți mulțumesc foarte mult pentru povești. Cred că am navigat cu bărcuța noastră pe multe tărâmuri. Mulțumesc foarte mult și dumneavoastră că eu sunteți alături de noi. Să ne revedem cu bine aici la emisiunea